Întrebarea serii de astăzi era cum aș schimba eu educația. Sincer, eu aș schimba cu totul. Aș înlocui educația tradițională cu ceea ce se numește educație holistică. Nu știu câți dintre voi sunteți familiarizați cu termenul de holistic. Vine de la whole, care înseamnă întreg. Este ideea de a aborda în legătură cu educația, de a aborda copiii ca niște ființe umane, nu numai ca niște minți umane. Oare e nevoie de un nou sistem? Sistemul actual funcționează cam de 150 de ani. Nu știu, vă întreb pe voi, s-a schimbat între timp societatea? S-au schimbat între timp oamenii? Cred că răspunsul la întrebările astea e evident, dar noi continuăm cu același sistem de educație, iar rezultatul este aversiunea tot mai mare a copiilor față de școală. Conceptele cheie din acest tip de educație sunt inteligențele multiple despre care a vorbit antevorbitor și bioinstrumentele. Ideea de bază este că fiecare copil, fiecare ființă umană are un anumit tip de inteligență, hai să zicem, care este mai dezvoltat decât celelalte. Și atunci rolul profesorilor, rolul educatorilor ar trebui să fie să îi ajute pe acei copii, în primul rând, să își descopere acea inteligență care este mai dezvoltată decât celelalte și să-i încurajeze să caute o meserie, o profesie în care să își dezvolte acel tip de inteligență și să ajungă la performanțe reale. Adică, haideți să fim serioși, nu toți trebuie să fim buni la matematică. Vreau să vorbesc puțin despre inteligența emoțională, că toate studiile spun că o inteligență emoțională dezvoltată este cel mai bun predictor al succesului în viață, iar în școlile noastre foarte puțin se pune accent pe acest lucru. Sunt o grămadă de modalități prin care părinții, profesorii, educatorii pot ajuta copiii să-și dezvolte inteligența emoțională. Aici sunt listate doar câteva dintre ele. De asemenea, este foarte important să abordăm educația pe mai multe nivele. O să vedeți imediat niște diagrame în educația holistică și mă refer aici la conceptul Pedagogia 3000, care a fost inventat în Argentina și deja se folosește cu succes în mai multe țări. Sunt folosite aceste 10 nivele. La noi se pune accent cam 50% pe nivelul cognitiv, restul, pe măsură ce avansăm în școală, devin tot mai puțin abordate. Ideea este de a fi abordate toate într-o pondere aproximativ egală. Tot în pedagogia 3000 se lucrează cu bioinstrumente și avem instrumente de armonizare, de eliberare, de împământare. Care este ideea? Un copil în momentul când merge la școală este foarte important mediul în care el este imersat. În momentul când sala de clasă arată bine, pereții sunt decorați frumos, sunetele care le aude sunt plăcute și randamentul copilului va fi altul. De asemenea, e important grupul în care se află copilul, dacă copiii au relații armonioase între ei, dacă se înțeleg bine, dacă profesorii vin cu o atitudine caldă, empatică, evident că și rezultatele vor fi altele. În Peru, în Argentina, copiii fac exerciții de relaxare, vizualizare, meditație, lucrează cu mandale, inclusiv exerciții de yoga și tai chi. De ce? Un grup de ființe armonioase se va armoniza mult mai ușor. Alte instrumente folosite de ei sunt dansurile, sunt foarte importante pentru echilibrarea emisferelor cerebrale. De asemenea, o formă de gimnastică numită brain gym, care de asemenea aduce beneficii pentru sănătate. Artele, iară, sunt un instrument foarte important. Copiii sunt încurajați de mici să exploreze, în primul rând, toate formele de artă. Muzică, pictură, modelaj, să vadă ce anume li se potrivește. Iarăși, contactul cu natura, exact ce spunea antevorbitorul meu, este foarte important pentru copii să iasă în natură, să aibă contact cu plantele, cu animalele, să aibă grijă de o grădină. Toate școlile din acest sistem au grădini în care copiii plantează floricele, legume și altele, tocmai pentru a simți un pic legătura cu pământul.
Ultima categorie de bioinstrumente sunt codurile și învățăturile ancestrale, care îi ajută pe copii să își împlânte adânc rădăcinile în pământ. Știți cu toții că un copac poate avea o coroană bogată doar dacă rădăcina lui este, are aceeași circumferință sub pământ. Exact ăsta este rolul acestui ultim bioinstrument, de a-i face să-și adune seva pentru a putea să se dezvolte în ființe umane complexe și așa cum am vrea tot să fim. Mulțumesc!